vorbit experiența, dar a vorbit și tristețea unor eșecuri pe care le cunoaștem cu toții. Noi avem șansa să învățăm de la cei care au mai multă experiență, dar avem și șansa de a ne fructifica entuziasmul, energia, bucuria de a face, sentimentul frățesc pe care îl trăim de plin, toate lucrurile acestea care vin odată cu tinerețea, în rândurile noastre, cel puțin pentru moment, predomină tinerii și tragem toată nădejdea că această tinerețe vine fără teamă și fără prihană. În așa fel încât această încercare de coagulare a unei forțe de orientare conservatoare să fie una izbutită și nu încă una dintre tentativele eșuate prematur și poate, cum să spun eu, trist. Înainte de a da cuvântul următoarei, Doamne, permiteți-mi să fac ceea ce mi-am propus să fac dintr-un început, dar să știți că emoțiile mă cuprind și pe mine, chiar dacă am o experiență destul de vastă de comunicare publică, întrucât eu chiar simt și vă mărturisesc asta fără niciun fel de falsitate, fără niciun fel de interes de a vă câștiga bunăvoința, eu chiar simt că acesta este momentul nostru, că putem reuși și că nu doar vom reuși pentru noi, ci vom marca un punct de cotitură pentru întreaga viață politică românească. Sună bombastic, sună umflat. Dar vă spun că e o realitate. Asta putem să facem. Și asta ne propunem să facem. Să resetăm viața politică românească, pe care o știm la ce nivel este. Să schimbăm paradigma politică. În ce sens? În sensul în care noi ne declarăm dintr-un început pentru și nu contra. Noi nu ne ridicăm ca să lovim pe cineva, să criticăm pe cineva, deși nu vom ezita să criticăm acolo când e cazul. Ne ridicăm pentru a afirma anumite valori și pentru a susține anumite principii și în baza lor să construim politici publice care să fie de folos nu doar unui partid sau altul, ci întregii societăți românești. Noi vom fi pentru familie, vom fi pentru biserică, vom fi pentru națiune și pentru unirea tuturor românilor în granițele acelui stat și acolo unde nu se poate, măcar în spirit, în sufletul nostru să fim uniți și nu ca o vorbă spus așa, ci cu adevărat să fim uniți, să simțim că ceilalți români care se află în afara granițelor statului român de azi sunt frații noștri. Noi vom fi, nu în ultimul rând, pentru libertate. Sună așa și a pierdut efectul acest cuvânt printr-o uzură excesivă și proastă de cele mai multe ori. Dar libertatea de gândire, de credință, de expresie, de inițiativă, libertatea economică, nu sunt cuvinte goale. Ele acoperă un conținut extraordinar pe care trebuie să-l punem în lucrare, să-l afirmăm și adică să-l apărăm. Ceea ce vine peste noi astăzi, pentru că suntem într-un defazaj față de Occident, este tocmai o restrângere a libertății de care trebuie să ne temem cu adevărat, pentru că noi am mai cunoscut în istoria noastră recentă ce înseamnă să ți se restrângă libertățile. Și mă refer la perioada comunistă. Nu voi insista mai mult acum, dar atât vreau să vă zic. Și cred că sunt în asentimentul dumneavoastră. Acest partid trebuia făcut acum 30 de ani. Când am început cu rugăciune, m-am gândit că așa o făceau și cei care au instituit zona liberă de neocomunism de la piața Universității în 1990. O mișcare extraordinară care a ținut câteva luni și care a trezit
atât cât s-a putut trezi din neamul românesc, la o viață sufletească și intelectuală adevărată. Oamenii ăia, toți care au participat acolo, au făcut, au lăsat niște urme în istoria noastră recentă. Din păcate, nu am izbutit să facem acest lucru, dar niciodată nu e prea târziu. Nu știu dacă ăsta e ultimul tren. Dar este un tren bun. Vă garantez. Veți vedea că vor lua cuvântul numai oameni care au fost în societatea civilă. N-au fost amestecați în partide politice. Ăștia sunt oamenii noi care intră în politică. Oameni curați, oameni care n-au fost amestecați în niciun fel de scandaluri și care, fiind în societatea civilă, au construit ceva. Nu au stat spectatori. Vă propun ca împreună să construim mai departe un vehicul politic care ne va transforma din spectatori ai istoriei și uneori din victime ale istoriei în actanți a ei și în învingători a ei. Acum, permiteți-mi să o invit la microfon pe doamna Maria Arvinte din Basarabia. Este medic pediatru și membru al unei familii de deportați. Însă are de dat o mărturie personală și un îndemn congresului nostru.